între Timp Codreanu și cu colegii lui din Asociația Studenților Creștini intraseră în Liga Apărării Național Creștine, care era mișcarea politică a lui A.C. Cuza de la Iași. Lăncierii. Dar ei nu se integrează foarte bine, pentru că, cum le spuneau ei, organizația asta de bătrâni nu prea aveau loc de ei. Da, adică tineri erau ținuți, așa, sigur, erau lăudați, speriați, dar nu erau puși pe liste. Da, celebra discuție. Da. Și mai apoi Codreanu merge la studii în Franța, se întoarce, candidează, pierde, da, pentru că nu a fost pus pe un loc bun, eligibil, mă rog, este aici o altă discuție, nu mai intrăm acum în detalii. Își termină facultatea? Da, o termină la Iași, deși îl exclusese senatul universitar pe Codreanu, dar A.C. Cuza de la Facultatea de Drept ignoră pur și simplu decizia senatului universității și nu îl exclude pe Codreanu. Mai apoi, deci, ideea e că oamenii aceștia în 1927 erau izolați și atunci fondează Mișcarea Legionară într-o cameră de cămin, sigur și acolo altă simbolistică, pe pereți erau citate din Sfântul Mihail și diverse alte citate. Deci se împletește. Era o cameră instagramabilă, dacă vreți. Pentru că au pus acolo icoana Sfântului Mihail. Tiktocibilă. Au pus icoana Sfântului Mihail, unde ardea o candelă. Radu Mironovici, unul dintre locotenenții lui Codreanu, face de gardă la icoană, da, păzește acea candelă, da, păzește acea candelă, da. Deci o mistică din asta. Mistică, e un ezoterism, da. În toată regula. Mi se mai spune și văcăreștenii, pentru că toate aceste procese politice, deci a fost complotul studențesc din 23, mai apoi în cadrul complotului studențesc, unul dintre studenții trădează. Merge și Vernichescu le spune autorităților, iată că băieții ăștia complotează să vă asasineze. Studenții sunt arestați, studenții creștini, Codreanu, Moța și ceilalți află că au fost trădați își dau seama că au fost trădați de Vernichescu. Și Ionel Moța, într-o vizită la închisoarea lui Vernichescu, primise un pistol de la un anumit student Vlad, îl scoate și pur și simplu îl împușcă pe Vernichescu, care nu moare, dar îl împușcă. Da? Și ăștia erau la Mănăstirea Văcărești. Și da. Moța fiind deja în închisoare. Fiind deja în închisoare, ei sunt achitați în cazul complotului studențesc. Moța rămâne în continuare în închisoare pentru că urmează procesul Vernichescu. Celălalt, da. Este achitat și în procesul Vernichescu. Deci oamenii ăștia împușcă alți oameni și sunt achitați. Sunt achitați, da. Păi da, uitați-vă acum, oameni politici omoară oameni pe trecerea de pieton cu mașina. Și ori fug în sănătate, ori nu mai știm nimic de ei. Da, de acord cu tine, dar nimeni nu intră în pușcărie dintre ei. Noi vorbim de oameni care scot pistolul și împușcă pe alții. Nu? Era o tradiție în spațiul românesc să nu se aplice legea. Nu știu dacă era o tradiție. Asta e ceva. Bun, deci se întâmplă chestiile astea. Așa, părmă vine procesul asasinatului Codreanu, procesului Codreanu, se face nunta. Ăștia înființează în 27 mișcarea legionară, dar între timp sunt și cazuri copiate la Indigo. Deci chestia asta se răspândește, devine o modă. Da. Faptul că ăștia nu suferă consecințe, omoară oameni sau au loc tentative de asasinat care nu sunt urmate de pedeapsă, face ca acest gest să se răspândească în țară. Avem cazurile Grunșpan și Falic, care sunt de fapt doi elevi evrei, care sunt împușcați de niște studenți sau elevi români, dar creștini, dar care nu aveau o legătură directă cu Zelea Codreanu. Pur și simplu au văzut că a omorât pe cineva, da. Și a scăpat și fac și chestia asta. Și ei scapă. Și ei sunt achitați. Deci, am înțeles. Și ei sunt achitați și mai apoi se alătură studenților creștini și ulterior mișcării legionare. Deci da, cumva tind să copiezi dacă tu vezi că cineva scapă nepedepsit. După chestia asta nu a făcut să scape lucrurile de sub control? În momentul în care ai una, două, trei crime. Avem legea Mârzescu. Mârzescu, ministrul de interne, s-a sesizat, da, și a zis că nu mai merge, a făcut o nouă lege, legea Mârzescu, care prevede acolo niște pedepse destul de majore pentru cei care comiteau atentate politice. Avem și pedepsa cu moartea în perioada asta. Oficial.
aici este o discuție, da, e o discuție. În România interbelică s-a activat de multe ori acea clauză a forței majore, nu mai știu cum îi spunea, e un termen de specialitate și cred că doar în anumite condiții foarte speciale, dar oricum și cu legea Mârzescu și oricât de mari ar fi fost pedepsele, tot nu s-a aplicat. Nu se aplicau pentru că nu treceau de curțile cu jurați. Pentru că aceste curs cu jurați, da, curtea cu jurați stabilea dacă e vinovat sau nevinovat, urmând ca judecătorul să stabilească acel quantum al pedepsei. Dar da, judecătorul nu mai apuca să-și facă meseria. Când declara nevinovat, nu mai avea acel quantum de pedepse. Așa este. Da. Bun. Și ajungem în 1927, avem situația asta de violență generalizată în România, pornind de la primul asasinat al lui Codreanu, care a scăpat basma curată după ce a omorât un om, fac și alții chestia asta, încep asasinate, ăsta se însoară, face partidul, ce urmează după aceea? Da, marea șansă, ca să zic așa, Mișcării Legionare este marea criză economică. În izbucnită la New York se propagă. 1929-1933. Da, așa este. Eu aș zice că se termină numai în al doilea război mondial, mă rog, nu contează, deci izbucnește în 1929. Da. Și atunci Codreanu, odată cu asta, decide pășirea în mase, da? Pășind în mase, începe să organizeze marșuri, da? Se mărșăluiește frumos, se cântă cântece patriotice, se organizează tabere de muncă, da? Ei mergeau și preparau digurile, mă rog, construiau un dig atunci când apele vreunui râu se revărsau peste recoltele țăranilor de 50 de ani, sau mă rog, din totdeauna. Da. Da? Și zicea, iată, noi o facem benevol, gratuit, vă reparăm digurile sau le construim când clasa politică nu face nimic pentru voi. Făceau caravane din astea. Caravane, da. Și în taberele astea de muncă, practic, se făcea instrucție politică. Da. Și militară sau paramilitară, așa un pic? Da, da, pentru că mișcările astea sunt inspirate din mișcările, cum îi spune, din cercetășie. Da, care este așa o formă din asta de înviorare fizică. Cercetășia nu e paramilitară, dar astea erau cam paramilitare și taberele legionare. Păi ok, și era alt nivel. Ei erau instruiți și cu arma la cercetași. I-au fost la cercetași, nu în arătat arme. Uite, și ca să-ți răspund la unul, acum eu o să aminte de o întrebare vis-a-vis de ceea ce spunea Andrei, că m-ai întrebat tu, de ce nu era așa de violent înainte de primul război mondial? Pentru că în primul război mondial se întâmplă două lucruri. Unu, se banalizează moartea. Uh-huh. Oamenii nu aveau sensibilitatea noastră de astăzi. Dacă vedeai un om împușcat pe stradă, sigur că nu era un lucru neapărat normal, dar nu erai ultrageat, da? Nu era ceva extraordinar. Deci, unu, se banalizează moartea. Doi, oamenii se întorc de pe front, unu, cu arme și doi, cu arme pe care și știu să le folosească. Și cu sechele, mulți dintre ei. Așa este, da. Și atunci devine mult mai facil să te apuci să împuști oameni pe stradă decât poate ai fi făcut-o înainte. Da? Și acum chestiunea asta de universalizarea votului despre care am discutat, opinia publică începe să conteze, apar fițuici din ce în ce mai multe, mai naționaliste. Crește și bunăstarea între 20 și 26, crește PIB-ul cu 50%. În vremea guvernărilor liberale, chiar dacă acea politică, așa cum spuneai și tu, prin noi înșine, a fost o prostie. Da, e o politică economică, de fapt, prin noi înșine, pentru că asta se folosește cu alt sens. Uh-huh. Ca și cum prin puterile noastre, dar era o politică prin care interziceai, sau mă rog, limitai drastic accesul capitalului străin pe piețele românești. Era legată creșterea asta a lor și faptul că erau achitați și așa mai departe și că erau foarte, mă rog, nu neapărat foarte, dar iubiți sau agreați măcar, de faptul că în Partidul Comunist din România, într-adevăr, erau mulți evrei și alți străini, unguri, de exemplu. Și că, propaganda Partidului Comunist din România era că România este un stat multinațional care trebuie să fie desfințat naibii? Deci, pericolul acesta bolșevic, s-au folosit dintotdeauna de acest pericol, s-au folosit și tinerii studenți creștini, s-au folosit și guvernările care s-au succedat, da, și Constantin Argetoianu arestează comuniști, da, tocmai din pricina acestui pericol. Era un pericol real, trebuie să spunem. Aveam granița cu RSS-ul, aveam aceste provocări făcute de ruși
în Basarabia, am avut mișcarea de la Tatar Bunar din 1924, dacă nu mă înșel, unde s-a încercat, a fost o rebeliune armată, au murit oameni, au fost lupte acolo și încercări pe Nistru de penetrare a graniței româno-sovietice și faptul că sovieticii nu recunoșteau statul. Avem și atentatul din Parlament, tot anarhist, comunist, mă rog. Da. Erau deci, răpiți grăniceri de pe graniță. Da, deci erau era și chestii concrete. Nu era o ficțiune treaba asta acolo, pericolul sovietic. Tind să cred că era mai puțin real, ca să zic așa, decât se oferea senzația. Tind eu să cred. Asta sigur e o chestiune așa de feeling, nu neapărat foarte bine. Da, vorba aia, n-am fost acolo ca să simțim vibe-ul. Din ce trăia Codreanu în toată perioada asta? Ce lucra el? Ce era el? Șef de ONG? Ce era? Da. Șef de partid? Adică... Era șef de ONG. Așa. Asta, din asta trăia. Nu știu, mergeau în grădina doamnei Ghica, care era o boieroaică din Iași, care și-a pus la dispoziție o parte din terenul agricol ca acești studenți să cultive legume. Urmă, acești studenți creștini cultivau legume și luau legumele și le duceau la cărămidăria de la Ungheni, unde la Ungheni se făceau cărămizi. Cărămizile astea mai apoi le luau, le duceau la Iași și construiau căminul. Au construit un cămin la ea și el chiar mai există astăzi, căminul de la Râpa Galbenă. Da? Deci era ca un ONG, dacă vreți. Erau campanii de fundraising. Numai că lucrurile erau mai pe natură, așa. Uite, eu îți dau grădina. Da, dar totuși din ce trăia el? Da, adică... Păi el organiza toată chestiunea asta și, cum zicea, că o parte din venituri merge pentru legiune, o parte pentru personalul administrativ. Am înțeles. Vorba aia, când muți mierea dintr-un borcan într-altul, n-ai cum să faci să nu-ți rămână un pic și pe deasupra. Asta este. Da, din fundraising treia. Bun, dar el nu era un individ cu avere. Din câte știu, n-a deținut proprietăți. Nu era un om bogat. A rămas același om și spre deosebire de alții din ziua de astăzi, el făcea chestiile astea din convingere și nu ca să se îmbogățească. Tind să cred că da, sau cel puțin era cel mai sincer dintre liderii aceștia fasciști, comuniști, totalitari. Și cei din jurul lui, din câte știu, n-au avut averi dintre lideri. Așa este, da. Bine, în afară de cei care aveau o meserie, profi universitari sau foști militari sau așa mai departe. Acum, așa că lângă el... în timpul guvernării naționale legionare, mai apoi... Bun, acolo e altceva deja. Au pus și diregura pe ciolanul principal, dar na. Ajungem în anii 30. Vine criza mondială, la noi ajunge un pic mai târziu, că așa suntem noi până ajunge în ultimul vagon din tren vestea. Așa mai este, da. Și ce se întâmplă? Vine Carol. Vine Carol. În 1930. Vitură de stat, 1930 iunie. Se întoarce Carol al doilea. Nu a fost chiar lovitură de stat. Lovitură de stat. Nu? L-a răsturnat pe Fisu, pe Mihai. Era regența. Teoretic, regența putea să acționeze. Era din 21, avea 9 ani. Era regența și era premierul Iuliu Maniu, care ar fi putut să dea ordin. Păi Maniu îl aduce pe Carol. Păi nu, eu spun, el era, teoretic, Iuliu Maniu trebuia să vegheze la respectarea legii și să dea ordin când aterizează Carol, săltați-l, băgați-l la închisoare, pentru că, dar nu face chestia asta, ci din potrivă, îi dă totul pe mână. Păi eu știu că el îl chemase pe Carol, de-aia n-a mai existat. Și eu știu, dar eu vreau să spun că în calitate de premier, deci e lovitură de stat. Omul ăla vine și răstoarnă pe regele în funcție, nu? Hai să-i spunem o restaurație. Niciodată nu m-am gândit la evenimentul ăsta, termenii ăștia. E un termen prea puternic pentru ceea ce s-a întâmplat. O lovitură de palată. A existat un oarecare consens, atât la nivelul regenței, cât și la nivelul clasei politice, cât și la nivel popular. Și atunci... Regența era foarte slabă. Era foarte slabă, foarte slabă și nu făcea... Era principele Nicolae, care nu voia să-și asume mai nimic. Știu toate detaliile astea. Da. Vorbesc că din punct de vedere strict juridic... Un membru care și moare și este înlocuit. Da. Șeful Gheorghe statului Bustugan, este răsturnat de la putere și vine altul în locul lui. Nu? Despre asta vorbim. Vine Tasu. Nu contează. Știi, dar în Evul Mediu avem foarte multe scene de genul ăsta în care fiul este... ucis de tată ca să, sau invers, fiul îl omoară pe tată ca să preia
tronul, nu? Acolo se poate vorbi de lovitură de stat. Aici îl omoară, îl inventează. Da, eu am un articol. Funcția asta de voievod, mare voievod de Alba Iulia și îl mută pe locul mortului, cum se spune, că acolo unde nu însemna nimic treaba asta. Am un articol în Povești despre Cluj în volumul 5 sau 6. Da, e spectaculară restaurația prințului exilat. Da, de la... e interesant, el vine cu nasa la aerul lui Marcel Lalulet, deci el efectiv e iarăși Hollywood, intervine în povestea României interbelice. A, Carol a fost. Carol da. Al doilea a încercat să vină și în 1928. Știu, da. A încercat să vină. A fost marș asupra Bucureștiului pe care vrea să-l facă Maniu împreună cu Mihalache. Așa este. Da. Și a eșuat. A eșuat pentru că democrații. Da. Guvernul s-a prins atunci guvernul liberal, da, și au colaborat cu autoritățile britanice și l-au oprit pe Carol înainte să decoleze din Anglia, mai apoi în 30 terenul era deja mai favorabil. Intervenise criza economică despre care murise vorbeam. Murise amândoi brătienii și Ionel și Vintilă. Murise Ferdinand. Da. Păi amândoi mor în 27. În 27. No, 27, 27 și Ferdinand și Brătian în 27. Vintilă, dacă nu mă înșel, în 28. Da, dar Vintilă nu prea contează. Păi a preluat partidul după moartea lui fratic. Așa. Da, era cam gata. Da. Se schimbaseră guvernul, acum erau țărăniștii, s-a zis că eu n-aș spune neapărat că l-a adus Maniu, mai degrabă Maniu a acceptat tacit să se întoarcă Carol al doilea, fără să existe un om, cum Maniu să zic eu. Maniu se gândea că o să poată să-l manevreze pe acest, da, calcule, mă rog. Bun, era nevoie și de o personalitate marcantă în fruntea țării. Deci cum e că... Okay. România aveau nevoie de un nou salvator. Da. Aveau nevoie de... Pentru că țărăniștii eșoaseră, da? Oamenii și-au pus speranța în țărăniști, mai ales țăranii, 80% din populația României era formată din țărani și atunci l-au așteptat frumos pe Carol al doilea, da, să îi salveze. Ok, hai să ne întoarcem la legionari. Legionarii le așteptau și el? Cum? Legionarii îl așteaptă și ei pe Carol? Să știți că inițial legionarii mai degrabă vedeau în Carol un lider decât ar fi văzut în regență sau în... Dar sigur că, cum să zic, două săbi în aceeași teacă n-au încăput. Se știe ce relație aveau înainte de 1930? Nu cred că aveau o relație, pentru că pe băieții ăștia nu-i băga nimeni în seamă înainte de 1930. Okay. Erau la periferia erau politicii. Așa este, da, da. Și ce se întâmplă după ce vine regele? Vine Carol, preia puterea, devine, se înscăunează rege. Ăștia ce e criză, criză mondială teribilă. Uh-huh. România intră și ea în recesiune, încep să se taie salariile, au fost trei curbe de sacrificiu în care li s-au tăiat bugetarilor din România de trei ori salariile, că nu se mai putea plăti, era pericol de, mi se pare că au și intrat în incapacitate de plată, nu mai știu, nu mai sunt sigur. Ce se întâmplă mai departe cu mișcarea? Da. În primul rând, aici deja devine important rolul lui Carol al doilea și aș insista puțin pe rolul lui. Carol al doilea a venit cu o idee fixă și o are expusă și în însemnările sale zilnice. Le relatează și Constantin Argetoianu și dacă citiți, nu știu, inclusiv memoriile lui Arman Călinescu, omul forte al lui Carol al doilea, toți recunosc un lucru. Carol al doilea dorea să instituie o dictatură. Acum, sigur că accepțiunea termenului de dictatură, mai apoi după ce am experimentat niște dictaturi adevărate, dacă pentru că până la urmă Carol al doilea va institui dictatura în 38, a fost mai degrabă un regim autoritar. Și atunci Carol al doilea a urmărit întotdeauna să submineze clasa politică. Și el ce făcea? Nu lucra instituțional, dar el nu vorbea cu Dinu Brătianu, care era șeful liberalilor după asasinarea lui Duca. Dar el vorbea cu Gheorghe Tătărăscu. Mai apoi de la țărăniș l-a luat pe Armand Călinescu, nu negocia cu Maniu, care era un dificil, da, adică da. El era încăpățânat, el da? Prefera să profila alți oameni care erau din eșalonul secund și care un fel de divide etipera, de fapt. Așa este, și care i-ar fi datorat lui cariera, da? Făcea comasări, făcea apela la serviciile secrete să submineze partidele și băga zizanii între ei. Mai apoi, după ce au crescut legionarii, după ce au devenit cu adevărat o mișcare de masă, să căuta lideri naționaliști de anvergură și încerca să dirigeze sentimentele astea naționaliste ale populației către alți lideri mai cuminți, ca să zic așa, precum
Alexandru Vaida Voievod, precum Ace Cuza chiar, precum Octavian Goga. Uh-huh. Să știți că oamenii ăștia erau raportați la Codreanu și la băieții ăștia care împușcau prim-ministri prin gări. Da? Ăștia erau spălați. Ăștia, cu ăștia mai puteai discuta, mai puteai negocia. Da. Și întotdeauna Carol al doilea a făcut lucrul acesta, dar mișcarea legionară, undeva în jurul anilor 35, 36, 37, cum să zic eu, capătă o popularitate foarte mare pe fondul crizei economice, pe fondul crizei politice, pentru că tu nu mai ai lideri reprezentativi, da, nu mai știu. Și era o corupție masivă, era o corupție așa este, grea, da, în România. Aia tot timpul, e ca și cum să zici că apa iudă. Da, oamenii se săturaseră. Tu l-aveai prim-ministru pe Gheorghe Tătărescu, da, care probabil că era un necunoscut, adică nu aveai tu un Maniu sau un Brătianu sau măcar un Mihalache, dacă vreți, da? Tu l-aveai pe Gheorghe Tătărescu, mai apoi pe Armand Călinescu, a fost și acel guvern al lui Miron Cristea, care era relativ Miron absent. Cristea era patriarh. Chiar la final, în 38. Așa este, da. Și după aceea este guvernul Goga-Cuza. Guvernul Goga-Cuza. Cu legile antisemite. Așa este, da. Ideea e că practic în 31-32 au loc niște alegeri parțiale. Codreanu tatăl și Codreanu fiul intră în Parlament, câștigă niște alegeri dramatice și acolo cu jandari, cu împușcături, cu marșuri în toiul iernii. Și atenția, noi vorbim despre perioada României interbelice, la care foarte multă lume se raportează ca fiind o epocă de aur a democrației românești. O, da. Da? Da. Deci în epoca de aur a democrației românești, alegerile se făceau cu jandarmii, cu împușcături. Am citit, nu mai știu, la Gafencu sau cine, memoriile în care povestea că s-a dus prin 32 sau 33 la un rând de alegeri din astea și au dat acolo peste un capitan de jandarmi sau, și care dădea ordin trupelor în momentul în care veneau alegătorii: spargeți capete, dați, rupeți, omorâți, bagă baioneta, adică așa decurgeau alegerile. Și se băteau și țărăniștii cu liberalii. Când avem pactul de neagresiune între țărăniști? 37. În 37 între țărăniști și legionari. Așa este. Adică Gheorghe Brătianu, fiul din Florea lui Ionel Brătianu, care plecase de la liberali și devenise omul lui Carol al doilea inițial, dar mai apoi se ceartă și cu istoricul Gheorghe Brătianu, Iuliu Maniu și Zelea Codreanu fac un pact de neagresiune în 37, dar până atunci, ce voiam eu să vă mai zic, că după alegerile astea parțiale din 31 și 32, sunt alegerile din 32, în care Mișcarea Legionară intră în Parlamentul României cu 5 deputați, printre care și Codreanu și acel Stelescu despre care vorbeam, și mai apoi prin tabere de muncă, marșuri. Mai e o chestiune importantă, se mută axa de la Rarău, Pădurea Dobrina, Iași. Oamenii aceștia ajung la nivel național, ajung la București, fac tabere de muncă și de tabere de vară de iarnă la Predeal, tabere de vară la Carmen Silva. Și un fel de școli. Școli de inițiere, dacă doriți. De instrucție. Instrucție, da. Și mai apoi, din 32 și până în 37, în 37 avem apogeul electoral al legiunii, pentru că la alegerile de atunci și când se întâmplă și acest pact de neagresiune despre care ne spune Andrei, da? Legiunea obține 16,6% din voturi și e aproape unanim acceptat și la politicienii din epocă și la istoricii contemporani că legiunea a fost furată. Deci probabil că putem merge spre un sfert, o treime din voturile românilor. Și ajung de 30%. Ajung la 30%. Ajungem, putem să... Asigur că noi ușor, ușor speculăm, dar nu suntem departe de adevăr. Și atunci vorbim de prima electorală. N-au obținut prima electorale liberali. Au fost primele alegeri din perioada interbelică când guvernul numit de Carol al doilea n-au obținut 40% și implicit prima electorală. Dar explică un pic, că oamenii nu știu, nu înțeleg ce e asta cu prima electorală. De că pentru a face un sistem politic mai stabil, era suficient să obții 40% din voturi, pentru că în momentul în care le obțineai, primeai o primă electorală care se traducea în posturi de deputați, astfel încât să ai o majoritate confortabilă. Adică ți se dădea din oficiu încă ceva ca să ajungi la 50 plus 1%. Așa este, da. Și mai e o chestiune față de astăzi, față de cum se întâmplă lucrurile astăzi. În perioada interbelică se întâmplau invers, și acum să mă explic. Mai întâi era numit primul ministru care își forma guvernul și acest nou prim-ministru organiza alegerile
și cu excepția anului 1937, întotdeauna obținea peste 40%. Adică furau. Ca și furau pe vremea lui Carol I. Exact aceeași chestie, cu conservatorii și liberali. Și iar vorbim de mirifica democrației românească interbelică, nu? Da. Deci, ăștia au organizat, cine ajungea era pus de lege premier, ăsta a organizat alegerile, fura la greu și făcea parlamentul lui. Până data viitoare, când schimba iar regele premierul, noul premier făcea alte alegeri, iar fura, iar se făcea un nou parlament și tot așa. Un set de rotația cadrelor. Exact. Da. Rotativa. Știi că am văzut caricaturi din epocă și exact așa se numea, rotativa la Ciolan. Uh-huh. Exact așa se numea. Și arăta, era un desen cu unii care fugeau în jurul unui Ciolan și erau chiar asta, așa se numea, rotativa. Bun. Deci în peisajul ăsta ajung ei la o notorietate mare, oficial câștigă 16%, neoficial, pentru că au fost furați, zici tu că se duc undeva spre 25-30%. Așa este, da. Bun, formă Carol al doilea e pus într-o încurcătură. Nu-l poate numi prim-ministru pe Tătărăscu, care era liderul coaliției liberale. Apoi trebuie să meargă la locul 2 din alegeri, pentru că liberalii câștigaseră alegerile, dar nu luaseră 40%. Da, 30 și ceva. Da, așa este. Doar la 35, deci da. Un pic mai. Probabil că au luat vreo 20. Exact, da. S-a mutat. Bun, mai apoi apelează la țărăniști, dar din nou apelează la țărăniști cum? Nu discută cu Iuliu Maniu. Da, adică, uite, zice, uite, vă propun pe voi, dar nu-l punem pe Iuliu Maniu. Da, deci clasicul stil cu care ne-a obișnuit Carol al doilea, țărăniștii refuză. Nu vrem să facem guvernul. Sigur că era o situație grea. Hitler defila prin Germania, urma în curând Anschlussul, da, cu Austria. Da, da, deci țărăniștii n-au vrut să-și asume, mai ales că trebuia să o facă în condițiile pe care le punea Carol al doilea, care trebuia să-și numească el vreo 5-6 miniștri în posturile cheie. Din camarile, da? La naiba. Împăratul vrea să-și pună miniștri. Da, și patru nu erau nici socialdemocrați, nici UDMR, da, și ăștia nu vor, da, legionarii. Hopa. Și Carol II scrie în memoriile, în însemnările sale zilnice, că era o imposibilitate să-l numesc prim-ministru pe capitanul. Da, scrie asta, nu se știe, probabil că, în orice caz, a fost nevoit să meargă la locul 4 din alegeri, care luaseră vreo 9%. Și erau lăncierii, despre care ne spunea Andrei. Acecuza, da, vechiul amic al lui Codreanu, care între timp nu mai era amic. Nu mai erau amici. Ei nu mai sunt amici din 27. Dar nu se și cam bătuseră și omorâseră la un dat între ei. Ba da, ba da. Și mai ales răfuieli din alea cu sânge. Da, între morți. Timp, Acecuza, și unii și alții erau extremiști și antisemiți, nu? Problema, așa este, problema lui Acecuza era că era chiar un personaj prea extremist ca să poți să-l numești prim-ministru. Și el se aliaseră la sugestia lui Carol al doilea cu Octavian Goga, poetul de la Cluj, antisemit. Care avea partid de buzunar, de fapt. Așa este. Am citit, ceva naționalist, nu știu. Era un naționalist în adevăratul sens al cuvântului. La Goga, am citit undeva expresia asta, dar nu mai țin minte în ce memorialistică, oricum tot din epocă, că tot partidul lui încăpea într-un taxi. Așa îi spuneau, dar era suficient de abil încât ce făcea el, era un personaj foarte popular, foarte iubit. Și îl... Cine, Goga? Da. Da. Așa. Da, și ce făcea? Mergea pe la manifestații și oamenii recunoșteau, el plătea fotografii. Și în momentul în care se ducea la manifestații și oamenii recunoșteau, îl înconjurau cu simpatie, să-i strângă mâna, să nu știu ce, fotografia îi făceau repede poze și el apărea în fruntea unor mari mulțimi. Pozele astea ajungeau la legația germană, care deja Hitler era la putere, și mai departe ajungeau unde trebuia, la Berlin, și acolo se trăgea concluzia că ăsta este un lider care are priză la masă și nu știu ce, și îl finanțau. Dar deci partidul lui în sine era încăpea într-un taxi. Da. Iorga ce făcea? Că și el avusese ceva partid. Sau avea în continuare tot ceva partid Iorga național. Iorga mai era antisemit în momentul ăsta?
E moderat. Mai moderat. Mai moderat. Îi trecuseră... Dar vezi, ce, deci un antisemit în final omorât de... Antisemiți. Da, dar stai un pic, între Iorga și legionari. E o întreagă poveste. A fost lămurite. Un război masiv. Trebuie adică lămurite anumite lucruri. Omul scria împotriva lor. Iorga a fost prim-ministru în așa numitul guvern Iorga Argetoianu. Uh-huh. În ce an? În 31-32. Ok. Ideea e că tot o găselnița lui Carol al II-lea. Carol al II-lea avea ideea asta fixă, guvern de Uniune Națională. Și că dacă, aha, îi pui pe toți, de fapt nu pui pe niciunul. Erau vremuri grele și trebuia să facă o guvern de Uniune Națională care să salveze, să patria, salveze țara și să asigure stabilitatea țării. Cu cât sunt mai mulți oameni într-o coaliție din această guvernamentală, cu atât șeful are o putere mai mare de negociere și de decizie. Sunt lucrurile simple. Și asta încerca și logic. Carol al II-lea, da. Și atunci l-a luat pe Iorga, l-a pus prim-ministru, pe post de sforar politic Argetoianu, da? Și de așa ai numit guvernul Iorga Argetoianu. Aha. Argetoianu chiar descrie cum au furat voturile ca să obțină majoritatea. Și primă. Da, memoriile lui Argetoianu sunt absolut bestiale. Arată cum negocia cu liberalii. Cele mai bune memorii din perioada interbelică. Așa e, da? Eu cred că e cel mai bun memorialist al României. Bun, și are și ironie, are și plus că dă niște informații din alea așa de... Și inside, aveți dreptate, dar vreau eu să fac precizarea asta. Da. Că și la memoriile lui Argetoianu și la memoriile lui Carol și toate astea trebuie luate cu un pic de doză de reținere, pentru că evident sunt subiective și fiecare memorialist logică vrea să se pună pe el într-o postură sau într-o imagine. Nu o să scriu de mine că sunt un idiot care nu știu ce. Evident că eu încerc să mă prezint într-o... Eu scrie despre mine. Stai, și la memoriile lui Carol, dacă bine țin eu minte, au fost fasonate după moartea lui de Duduie. De Elena Lupescu. Și după aia trimise spre publicare. Bine, ei erau sunt părți cenzurate. La Argetoianu, pe malul Atlanticului. La Argetoianu, din câte știu, memoriile lui, de fapt, sunt jurnalul lui. Da. Deci alea sunt scrise jurnal. Timpul ăla. Are două. Are 10 volume de memorii. Așa. În care când scrii memorii, scrii de ce ți amintești. Și are 10 volume de însemnări zilnice. Sunt scrise la cald. Da, la cald. Însemnările zilnice sunt mai valoroase pentru istorici. De foarte multe și ori sunt... La sunt ce distanță după? Dacă le citești, de foarte multe ori sunt... Aia zic, că știu că scrise atunci, în perioada aia totuși, adică pe final, dar nu la foarte mare distanță. Însemnările zilnice, dacă le citești, cu un pic de ochi critic, vezi că multe dintre ele sunt lacrimogene, sunt ipocrite, adică îți dai seama încă din momentul în care a scris că el... Când începe să plângă cu țărișoara și cu nu știu ce, și când știm că ăsta, Carol, a fost un corupt... primul corupt al țării și a făcut nenorociri cu Camarila și și el plânge acolo cu lacrimi de crocodil și nu știu ce. Și ce ai povestit tu, cum distruge clasa politică, cum îi manipulează pe toți și el folosește, adică trebuie luate cu un pic de rezervă, nu înghițim tot ca pelicanii, știi, tot ce zic ea, să credem tot ce zic. Asta e clar, toate sursele trebuie luate la fel. Ok, e importantă chestia asta. Noi suntem atenți cu lucrurile astea, cum suntem atenți și la Andrei, da, suntem atenți și cu memoriile. Așa, bun. Ok, hai să ne întoarcem. Hai că iar am făcut. Ne ducem la 2 ore și ne jură cei care se uită la noi. Da. Deci ajungem în 35, 36, 37 cu legiunea. Ăștia mai omoară oameni în timpul ăsta sau s-au potolit? În perioada asta, 35-36, anii ăștia, 31-32, 33, 34, 35, da, deci tot. În 33 îl asasinează pe Ighe Duca, prim-ministrul liberal, un atentat școală. Se ajunge de la prefect de poliție, se ajunge la premier. La premier, deci, practic, la prim-ministru, șeful președinte al Consiliului de Miniștri. Mai sus nu mai era decât regele. Mai trebuia să-l omoare și pe rege și era... Ăștia care îl omoară pe Duca, aia care merg la radio să anunțe că l-a omorât? Nu, ăștia sunt aia cu Arman Călinescu. Așa. Bun. Deci în 33 îl omoară pe Duca. De ce îl omoară? După, la ordinul după micul succes electoral din 32, pe fondul crizei economice, așa cum spuneam, Mișcarea Legionară crește în simpatia populară și urmează alegerile din decembrie 33. Carol al II-lea se decide să schimbe macazul, nu-i mai pune pe țărăniști, apelează la liberali. Între timp, după ce muriseră
Ionel Brătieni, da, ajunge Ighe Duca președintele liberalilor, îl convoacă pe Ighe Duca și îl numește prim-ministru. Trebuie să organizeze alegerile undeva în 20 decembrie, pare mi se că ar fi trebuit să fie alegerile. Sigur că sunt speculații, inclusiv Argetoianu, care spune că condiția pusă de rege, condiția sine qua non, și aici citez, da, pusă de rege era că interzici mișcarea legionară. Dacă o interzici, înseamnă că nu poate să participe la alegeri. În baza ce îi interzici? Păi a și dat în 9 decembrie un ordin, cred că al Consiliului de Ministri, în care este interzisă participarea mișcării legionare în alegeri, pentru că este o mișcare care atentează la siguranța de stat. Mă rog, termenii aceștia, da, de specialitate. Sigur, nimic dovedit în instanță. Deci un abuz, practic. Și ăsta au fost niște abuzuri în prima parte a anii 20, când iau abuzurile astea, că și tu remarcai, dacă ele tot timpul erau luate când nu era oportun. Da, adică trebuiau tranșate lucrurile de la bun început și guvernul a fost tot timpul șovăielnic. Da, adică când oamenii erau pe cai mari, tu le interzici mișcarea, da, 9 decembrie, și atunci practic un grup format din 3 studenți de la Academia Comercială. La ordinul lui Codreanu sau independent? Nu se știe. Nu e asumat de Codreanu, dar e... Ce știm? Ce, care, că ce da. De, da. Deci Codreanu... Dar nu există niciun document care să aprobe și să dovedească lucrul acesta. În orice caz, cu știința lui. Cel puțin cu acordul tăcit al lui, în cel mai rău, cel mai soft scenariu. Ok. Deci trei studenți îl prind pe Ighe Duca, care îl vizita pe rege la Sinaia, la gara, după ce se întoarce de la vizita lui Carol al II-lea, da, pe peronul gării din Sinaia, unul dintre studenți, Nicolae Constantinescu, student la Academia Comercială și Legionară, îl prinde de umăr pe Ighe Duca și execută 4 sau 5 focuri de revolver în ceafă. A fost asasinat în stil... Duca n-avea gardă de corp, Avea un... Țin să cred că avea un agent care ar fi fugit. Nici nu mai țin, uite că nu mai ți rețin. Ăștia-s de ce înviri, nu? Ăștia-s Nicadori. Nicolae Constantinescu. Exact, Nicadori. Da, Nicadori. Deci cum naiba umbla prim-ministru țării fără SPP după el? Nu, pe vremea aia nu era ca acum. Nu, că era mai rău, aveau arme toți. Deci că eu am observat lucrul ăsta pe parcursul cărții, erau foarte prost păziți demnitarii români. Aveau câte un agent, câte un șofer, dar câte un agent, câte un tablagiu din ăsta, nu erau oameni profesioniști. Să știi că din punctul ăsta de vedere România... Nu, că nu aveau câte un Kevin Costner pe lângă ei. Noi am criticat masiv România interbelică, dar totuși din punctul ăsta de vedere clasa politică era mult mai aproape de stilul pe care îl vedem și astăzi în Occident decât ce se întâmplă azi în România. Adică oamenii ăștia mergeau cu trăsura... pe stradă, aveau un agent după ei, nu umblau cu 7 girofare înainte, 7 după, nu se golea strada, îi mutau ăia, am văzut o caricatură, era foarte bună, hai că o luăm razna, o caricatură cu cum sunt coloanele oficiale, asta era pe vremea lui Ceaușescu, dar e și acum, vin agenții, toată lumea, gata, eliberează străzile, nu știu ce, cu stațiile, cu tare, trece elicopterul, primesc ăștia prin stație, gata, puteți să circulați din nou. Adică și când trece președintele cu elicopterul, blochează orașul, știi? Ca să deranjeze. Bun, hai să revenim la... Deci ăștia îl omoară cu câteva focuri de revolver în cap, în ceafă. Agentul ăsta era prost păzit. Așa pe gara din, în gara, pe peronul gării din Sinaia. Da. De acolo la Sinaia era... locul de execuție, că și pe Iorga unde? Tot acolo la omoră, nu? Nu. Da, unde? Nu, păi Iorga e executat la marginea unei păduri. La marginea unei păduri. Da? Ok. Aici parcă în Ilfoval actual, dacă... Așa okay. Este, da. Deci îl omoară pe Duca? Da, mai apoi urmează primul proces în care niște legionari sunt condamnați la închisoare. Cei trei asasini sunt condamnați la 20 de ani de muncă silnică, ei devin niște eroi ai mișcării legionare, sunt cântați prin cântece, sunt acele poezii care mai apoi sunt puse pe o linie melodică și sunt cântate în timpul marșurilor, ei intră în ceea ce eu am numit în panteonul legionar. Dar era așa un fel de o galerie a sfinților legionari, care acești sfinți erau
de fapt acești asasini, da? Care da. Acești asasini, adică negadorii, decemvirii, care își sacrificau cumva viața, da. Își sacrificau viața, da. Deci ăștia l-asasinează pentru că Duca a dat legea asta de a-i scoate în afara legii. Așa este. Dar în același timp, că s-a încercat și un proces prin care întreaga mișcare legionară să fie condamnată pentru acest asasinat, ei bine, lucrul acesta nu se reușește. Codreanu se ascunde pentru o perioadă, mai apoi se lasă arestat. Este și el încarcerat cu ocazia procesului Duca, dar cu toți liderii mișcării legionare sunt achitați în 34. Și mai apoi a fost o scurtă perioadă, intră într-un cont de umbră, oamenii, cum să zic, au zburat ușor sub radar, da, fiind acest mare asasinat, da. Dar mai apoi în 35-36 revin puternic în prim plan. În atenție opiniei da. Publice, ca să vorbesc așa ca jurnaliștii. Da. În lumina reflectoarelor. În lumina reflectoarelor. Și în 37, așa cum știm, obțin un rezultat foarte bun în alegeri. Adică? În acel 16,6%. Da. Da, de fapt 25-30. Și mai apoi în 38, Carol al II-lea spune nu. Da? Așa. Se decide să acționeze pentru că în contextul ascensiunii lui Hitler, Carol al II-lea spunea deja, se simțea pus, inclusiv poziția lui, își simțea poziția lui amenințată de popularitatea lui Corneliu Zălea Codreanu și a mișcării pe care o conducea. Și atunci avem asasinarea lui Codreanu în 38. I se scenează două procese. Te rog, Andrei. Nu, zi. Unul e cel cu Iorga, despre care spuneai tu, așa. În care Iorga, Codreanu îi trimit, mă rog, Iorga publică un articol despre Codreanu și care spune că printre blide, pentru că între timp mișcarea legionară își deschisese așa numitul comerț legionar, care era menit să înlocuiască acel comerț evreiesc. Aha. Da? Și înființează cantine, alimentare, da? Și practic Iorga îi acuzase pe legionari că printre blide da. Pun la cale asasinate. Și atunci Codreanu reacționează, îi spune ești un nedrept, profesore, și un nesincer, da? Și pentru asta Iorga fiind dar nu s-au înjurat. Nu s-au înjurat, da? Vorba okay. unui clasic, da? Uh-huh. Iorga sigur că era un personaj foarte popular. Era popular, dar era foarte egocentric, așa, egocentric, și foarte da. Sensibil. Da, da. Și atunci Carol al II-lea exploatează sensibilitatea asta lui Iorga, da, Iorga depune o plângere că iată am fost jignit, fiind vorbim deja de dictatura regală, în timpul dictaturii regale n-avea voie să jignești un demnitar și atunci Codreanu este... După ce a comis câte a comis, el este practic condamnat la 6 luni de închisoare pentru că ar fi jignit un demnitar, deci pe nedrept. Cât a comis nenorociri, n-a pățit nimic și așa în momentul este. În care n-a făcut nimic, l-au... Da, pentru... Atât de specific statului român. Da? Mai apoi, după această condamnare de 6 luni, urmează o altă condamnare de 10 ani pentru trădare de neam și, mă rog, termeni din aceștia specifice epocii. Și mai apoi este scenat o anumită evadare de sub escortă a lui Codreanu, a decemvirilor, asasinii lui Armand Călinescu. Păi asta așteptam să zici, pe Armand când l-au căsăpit? Deci l-au omorât pe Cuza în 33 și pe Armand? 37. În 39 pe Armand Călinescu. Deci după. Armand Călinescu era premierul... Da. Dacă nu mă înșel, care a gestionat asasinarea Armand Călinescu a fost ministrul de interne, omul forte al lui Carol al II-lea. Nu l-au făcut premier după aceea? L-au făcut premier după ce a murit Miron Cristea. Patriarhul Miron Cristea, da. Numit prim-ministru. În martie 38? Asta, Armand Călinescu, dacă mi-aduc corect aminte, era un tip... Nu știu dacă era chiar ca Manciu, cum ai zis tu, că era o brută, dar oricum era o mână de fier, era un tip care nu ezita. Acum ei jucau în altă ligă. Ăsta era totuși ministru și prim-ministru, Manciu era polițist. Adică nu ezita să... Melețian. Așa. Ăsta, Armand Călinescu, a fost folosit de rege împotriva legionarilor. Așa este, da. Vorbeam de statul polițienesc. Decemvirii nu sunt asasinii lui Armand Călinescu, că aici am dădea. Decemvirii sunt asasinii lui Mihail Stelescu.
Mihail Stelescu, dizidentul, care îl critica pe Codreanu din 34 până în 36, hai să lămurim și chestiunea. Așa, așa. Și asta pleacă de la mitul unității indestructibile. Codreanu nu concepea opoziția internă sau dizidența internă. Da? Astea erau niște concepte de democratice, specifice Occidentului decadent, care trebuie eliminate. Și dacă el își dorea să creeze o Românie legionară, el practic nu dorea să o creeze printr-o revoluție politică sângeroasă. El viza o revoluție culturală. El voia să transforme treptat întreaga Românie într-o, cum să zic eu, într-o Românie plină de familii legionare. Da? El voia să replice acest model al familiei legionare și odată ce această familie legionară ar fi devenit majoritară, atunci s-ar fi instaurat în mod natural România legionară. No, bun. Care urma să fie ca soarele sfânt de pe cer. Uite, bună e remarca. Deci o țară ca soarele sfânt de pe cer. Și atunci unitatea internă îi trebuia să fie, cum să zic, mișcarea trebuia să fie ca un bloc monolit. Și acest Stelescu începe să-l critique pe Codreanu prin tot felul de fițuici naționaliste și fondează și o mișcare, îi spunea Cruciada Românismului, și îl tot critică și îl tot critică, și la un moment dat a fost un congres studențesc la Târgu Mureș în 36, în care se fac niște liste negre. Pe listele astea au fost inclus și Virgil Magiaru, asasinat mai târziu în 40, au fost inclusă și Elena Lupescu sau Duduia, cum îi spune colegul Andrei. Adică amanta regelui. Da. Și au fost inclus și Mihail Stelescu. Evreică de origine, dacă... Da, Elena Wolf. Da. Bun. Mai apoi se instituie un consiliu format din, nu mai știu, 20 sau 30 de legionari, printre care și generalul Zizi Cantacuzino, da? Os domnesc. Și cât avea 80 de ani, 90 de ani, ceva de genul. Era în vârstă. Da. Și cumva ei îl declară vinovat pe acest Mihail Stelescu. Codreanu, care era un fel de judecător, da, el spune că îi acord lui Mihail Stelescu șansa de a se reabilita prin jertfă. Ei bine, Mihail Stelescu nu se reabilitează prin jertfă. Ce însemna asta prin jertfă? Adică ce presupunea? Trebuia să-ți jertfești viața pentru legiune. A, deci îi oferea șansa să se sinucidă. Sau să devină martir. Să devină martir. Să devină martir. Adică asta era... Asta era prețul. Adică era condamnat, practic. Da. Mihail Stelescu continuă... Se întâlnește și cu Armand Călinescu. Armand Călinescu, omul de forte al lui Carol al II-lea, spune în memoriile lui că m-am întâlnit cu Mihail Stelescu, care începe să... dea din casă, cum se spune. Devine un pericol real Mihail Stelescu. Se spune că ar fi avut ordinul prin care cei trei asasini ai lui Duca ar fi primit un ordin de la Codreanu, da? Și acest ordin ar fi fost clar suficient pentru a-l condamna pe Codreanu. Da. No, bun. Și atunci se constituie un pluton format din 10 legionari care trebuia să fie cât mai reprezentativ pentru întreaga națiune română, pentru că acest trebuia condamnată trădarea, și acest pluton care trebuie să condamne trădarea trebuie să provină din toate regiunile istorice ale țării și din toate păturile sociale. Și din toate păturile sociale, studenți, muncitori, dobrogeni, ardeleni, munteni, moldoveni, etc., etc. Și un pluton de 10 studenți, nu erau studenți, mă rog, vorbesc prostii, din 10 legionari, îl identifică pe Stelescu, era internat la vreun spital, mă rog, se ascundea și el, îl identifică, intră în camera lui de spital și descarcă 10 revolvere în trupul acestuia. După ce îl împușcă, dansează sfântă tinerețe legionară în jurul lui și îl ciopârțesc cu topoarele. Mai apoi... Și ritual de... E ritualică, da. Ca să fie sigur că nu mai poate fi resuscitat. Băi, dar ce... Da. Și mai apoi scrie un ziar francez. Asta am citit-o la un alt istoric, n-am citit eu acel ziar francez. Au plecat fără să-l mănânce. Da. Bun. Și atunci avem, iată, un alt asasinat. Ăștia sunt decemvirii. Ăștia sunt decemvirii. Avem Mica Dori. Asasinii lui Armand Călinescu au fost executați la fața locului. La fața locului. Așa. Acum atunci... uite și poza, e celebra poză. Ți-am zis că e subversiv, colegul Andrei. Așa. Că, nu mai zice la nimeni. Îl căsăpesc pe Stelescu. Îl căsăpesc pe Stelescu, asta se întâmplă în 36, deci un clar semnal că, mă,
nu ne jucăm aici, nu facem dizidențe interne, iată ce pățesc trădătorii de neam și de țară. Da? Practic să-l critici pe Codreanu era un caz de lez majestate, dacă vreți, da? Acel celebru termen în care lezezi persoana regelui și atunci trebuie să fii împușcat sau, mă rog, spânzurat, cum se întâmpla când în epoca. Când schimbă denumirea în Partidul Totul pentru Țară? La alegerile din 37. Ei căutau tot felul de soluții ca să poată să participe în alegeri. Parcă și în 32 sau mai participaseră la niște alegeri sub denumirea Gruparea Corneliu Zelea Codreanu. Pentru că mișcarea legionară era tot timpul interzisă și atunci oamenii ăștia căutau niște tipuri. Bun, e arestat Codreanu, îi se înscenează două procese, e condamnat la 6 luni, pe urmă la 10 ani de închisoare. Pe urmă vine ordinul de la rege, scăpați de sta. De aici, sigur, noi nu putem decât să speculăm. Nu există ordinul regelui pe care... Nu există, nu avem acum. Nu înseamnă că nu a existat niciodată. Așa este. Da. Că nu avem cum să avem ordin pentru fugă de sub escort. Și ce se întâmplă? Carol al II se afla într-un turneu european, merge, bate la ușile englezilor și francezilor, cere arme, uite, vine războiul, avem problema asta, ajutați-ne, este refuzat, ajunge în cele din urmă la Hitler. Hitler îl primește și sigur că, din câte se pare, acum sigur că și aici... În 38. În 38, da. Carol al II-lea înțelege că în ochii lui Hitler, Corneliu Zelea Codreanu este un personaj politic care contează. Care contează, da? Adică, și din câte se pare... În perioada în care era în vizită la Hitler, au loc și niște atentate. E atentatul de la Cluj împotriva rectorului Universității din Cluj, Ștefănescu Goangă. Se spune că asta ar fi fost picătura care l-ar fi determinat pe Carol al II-lea să ia măsuri. Era și problema discuției cu Hitler. Carol al II-lea își simte amenințată poziția, a observat că la puterile occidentale nu are șanse de reușită. Ajunge la Hitler, își dă seama că la Hitler, în ochii lui Hitler, are un concurent serios în Corneliu Zelea Codreanu. Putem să luăm și acest argument. Și atunci Nicadorii, asasinii lui Duca, decemvirii, asasinii lui Stelescu și Corneliu Zelea Codreanu, li se înscenează fuga de sub escortă. De fapt, sunt sugrumați de către jandarmi în pădurea de lângă Tâncăbești. Asta și pe urmă împușcați ca să se mimeze... Apoi, împușcați în spate ca să se mimeze fuga de sub escortă. Apoi parcă au fost arși? Au fost aruncați într-o groapă comună la Jilava și stropiți cu acid pentru a nu mai fi identificați. Deci dispare Codreanu. Ce se întâmplă cu mișcarea? Da, începe o luptă internă între foștii lideri de la centru, mă rog, între liderii de la centru, între apropiații lui Codreanu și o aripă mai violentă și mai dinamică, a cărui lider se erigează a fi Horia Sima. Profesor de română. Profesor de limba română. Din Banatul Montan și, din câte știu eu, greco-catolic, nici măcar ortodox. Da. E adevărat? Eu așa știu. Nu știu să zic. Așa. Deci, n-am și nicio referință cu privire la ce religie avea Horia Sima. Uite că eu am plecat tot timpul de la premisa că ar fi ortodox, dar poate mă înșel. Așa am înțeles de la cineva care mi-a zis că ăsta chiar nu era ortodox. Hai să trebuie verificat. Deci e lupta asta. Da. Acum, retrospectiv vorbind, știm că probabil a câștigat Horia Sima, că el a devenit nou conducător, nu? Așa este, da. Pe mandatul lui e omorât Armand Călinescu? Da. De că se formează un comandament la Berlin. Și maghiarul? Păi maghiarul în timpul statului național legionar. Deci tot pe mandatul lui. Și Nicolae Iorga. Așa este, da. Aici sunt asasinatele alea din noaptea cumplită, când sunt vreo 50 de foști miniștri. Practic, în sfârșit de noiembrie 40. De unde erau violenți și criminali, devin și mai violenți și mai criminali după ce dispare Codreanu. Da, pentru că Zelea Codreanu tot trimitea circulare prin care vi se cere eroismul răbdării. Da, le cerea legionarilor să aibă răbdare.
pentru că el era și închis, era într-o poziție destul de delicată, da, după aceste două procese înscenate despre care am discutat. Da, e bine, el nu mai reușește să-și țină armata sub ascultare. Da, și acum sigur că trebuie să ne întoarcem în trecut. Am discutat noi despre geneza violenței. Da. Geneza violentă a legiunii, și atunci dacă tu iei învățat pe oameni ăștia să fie într-un fel. E mai complicat. Poți să vii acum să le zici, bă, noi, n-a fost bine ce am făcut. Trebuie să eroismul răbdării. Da, nu există așa. Și plus că ei erau o structură așa bazată pe celule, pe cuiburi, care cuiburile aveau oarecare inițiativă, drept de inițiativă, că era complicat, nu erau comunicațiile de astăzi, dar nu discutam frumos pe WhatsApp și ne trimiteam. Era complicat să circule ordinele cu trenul, cu poșta, ți le interceptau, unii te trădau, dar era și atunci cum nu puteai să transmiți ordinele, tu să ai niște linii generale și oamenii puteau să fie creativi. În momentul în care nu i-ai mai lăsat să fie creativi, ei au vrut să fie creativi cu forța. Aha. Și atunci, în perioada asta, are loc atentatul de la Cluj împotriva rectorului Ștefănescu Goangă, etc., etc., da? Bun, moare Codreanu, vine Sima. Dar și Horia Sima, greu se impune, e o perioadă din aceasta de, cum să zic eu, de incertitudine, în care sunt mai mulți lideri. E un fel de conducere colectivă care se formează la Berlin, în capitala Germaniei. În care... Deci nu mai au deja treaba asta... Între 38-39 e așa numita prigoană, așa spun ei, legionari, în care efectiv guvernele carliste îi vânează pe legionari, îi vânează la modul cel mai direct, cu putință, da? Și e fug din România. E de fapt o teroare, efectiv, o teroare dezlănțuită de către statul român față de ei sau oricine s-ar fi bănuit că îi sprijină și așa mai departe. Și au loc tot felul de ședințe la Berlin în care se decide asasinarea lui Carol al II-lea și a lui Arman Călinescu. Vorbisem, moare Miron Cristi, ajunge Arman Călinescu, omul foarte prim-ministru. Arman Călinescu s-a ocupat cu vânarea legionarilor, da? El era specialist în așa ceva. Dacă... Spărgea capete. Așa este, da? Și aici lucrurile sunt destul de neclare încă și nelămurite. Dar oricum e... Dar ce se întâmplă că în 39 legionarii îl mitraliază pe Arman Călinescu. Îl urmăresc zilnic, observă că el la prânz merge cu mașina de serviciu acasă la locuința personală să ia prânzul cu soția lui. Da? Îi învață traseul. Și iarăși apelăm la Hollywood, pentru că pe un pod din București, cred că Elefterie, voi trebuie să știți mai bine, da? Din câte se pare, e o scenare voi cu... Bucureșteni, adică. Voi bucureșteni, adică. Din câte se pare, e folosit o căruță care este... Blochează drumul. Blochează drumul. La un moment dat o altă mașină vine și îl acroșează mașina prim-ministrului, care această mașină a prim-ministrului intră în acea căruță. Arman Călinescu se dă jos să vadă ce se întâmplă și băieții scot mitralierele și le descarcă în trupul prim-ministrului. Asta arată deja Bollywood, nu Hollywood. Da. Și ăștia nu fug. Atenție, nu fug, rămân la fața locului, din ce știu eu. Păi nu, merg și ocupă radioul public. Ocupă radioul public și anunță la radio, l-am asasinat pe prim-ministru. Asta deci se întâmplă. Voi vă dați seama cum arăta România în momentul ăla? Și atunci care e poza cu ea morți lângă mașina primisului? Păi numai puțin că după aceea îi prind. Mai așa, se semi-predau, se semi... Nu e foarte clar, ei zic că s-au predat, dar de fapt nu prea s-au predat, că n-au avut de ales. Și duc înapoi la mașină și îi împușcă acolo. Da. Și îi lasă acolo piața, să-i vadă lumea. Într-un soi de muzeu macabru. Da. Îi împușcă la fața locului, fără judecată. Prim-ministru interimar este numit un general, Gheorghe Argeșanu. Execuție sumară, după cum se spune. Argetoianu îi spune... prim-ministru pompelor funebre, da? Pentru că se organizează funerariile lui Armand Călinescu și el este și un prim-ministru al răzbunării. Deci efectiv România e o casă de nebuni. Dar știți ce se întâmplă? Că nu doar ce 1939, 1938, 1940. Da. Și casă de nebuni. Deci nu doar asasinii lui Armand Călinescu sunt împușcați în noaptea respectivă. Câte? 2-3 legionari din fiecare județ. Așa e ordinul. Da. Și fiecare prefect are misiunea să-i prindă pe cei mai
Guralivi, cei mai reprezentativi. Trei legionari și să-i împuște, fără judecată. Mai apoi mai erau legionari închiși în lagăre. Și în momentul ăsta nici nu mai vorbim, nu mai există nicio lege, nu se mai aplică nimic. 252 de legionari sunt asasinați, fără nicio lege. Pur și simplu sunt împușcați în stradă și, cum spuneai și tu, Andrei, asasinii lui Armand Călinescu sunt împușcați pe stradă și sunt lăsați să zac așa, acolo pe caldarâm. Așa. Este pus o plăcuță pe care scrie așa mor trădătorii de neam și de patrie. Aha, și există și în memoriile intelectualului lui Mihail Sebastian, intelectual evreu, că da. Și el s-a dus la scena cu pricina și zicea că era acolo în piața aceea publică, în piațetă, era o doamnă sau un domn care adusese o scară și te puteai sui pe scară să vezi mai bine cadavrele, pentru că era puhoi de lume adunat în jurul cadavrelor și te costa, nu mai știu, un leu sau doi lei. Extraordinar. Deci se făceau bani. Spiritul antreprenorial din perioada incredibil. Fabulos. Dai un bani, dar vezi de sus. Deci noi suntem vorbind de 2 ore și 10 minute. Da? Și încă n-am și în astea 2 ore și 10 minute tu ai descris practic toată spirala asta a violenței care a plecat de la revolverul inițial, da, asasinarea lui ăla, lui Manciu, pe treptele tribunalului și exact ca o spirală. Au urmat alte și alte și alte și din ce în ce mai multe s-au răspândit în toată țara și s-a ajuns în final la asasinate de premieri cu contra-asasinate fără nicio extrajudiciare. Da? Din ce ai spus tu, că au primit ordin, evident, extrajudiciar prefecții, să ia pe aia, să-i împuște noaptea. Este un termen prea deci elegant, extrajudiciar. Păi, e terorist de stat. Da, deci terorist de stat. Plecat de la violența asta declanșată de legionari, care s-a extins la nivel de stat. Așa și este. Au ajuns să se omoare unii pe alții fără niciun, deci nu mai exista un război civil, dacă vreți. Era cu tribunale, cu nu știu nu, ce. Nu mai nu-și mai pierdeau timpul. Exact. Dar pe carte te rog chiar acum pe final că vreau să văd ceva dacă găsesc o chestie. Bun. Ce se întâmplă? Ajungem, e 1939, l-au omorât pe Armand Călinescu, asasinii lui Armand Călinescu au fost la rândul lor asasinați, o val de teroare omorâți ăștia prin județe legionarii, 252 ai zis că au fost. Da, așa am numărat așa. Eu. Da. Ce se întâmplă după chestia asta? Ei deja nu mai sunt în afara legii, ăia îi urmăresc să-i, statul îi urmărește să-i execute, să-i omoare, să-i terorizeze. Ce se întâmplă? Asta se întâmplă în toamna anului 1939. Păi în septembrie abdică regele. Nu, că suntem în 39. În 40, pardon, da. Adică 40, în 40. Da. Deci mai avem, așa, mai avem adică un an până la, okay, la abdicarea, da, lui Carol al II-lea. A început al doilea război mondial, Germania și URSS au ocupă Polonia, o distrug. Așa, Franța și Marea Britanie declară război Germaniei, practic începe războiul mondial și pe fundalul ăsta se petrec asasinatele astea de care vorbești tu. Da. Problema lui Carol al II-lea era că în contextul internațional pe care chiar tu l-ai descris acum, Carol al II-lea avea, cum să vă zic eu, o problemă cu Basarabia pe care și-o doreau rușii, o problemă cu sudul Dobrogei pe care și-l doreau bulgarii și o problemă cu Transilvania pe care și-o doreau maghiarii. Așa, și cu Banatul pe care îl doreau sârbii. Așa este. Așa este. Da. Mă rog, e succesiunea de guverne iugoslave care unele erau cu Hitler, alte anti-Hitler, e o nebunie și acolo. Cumva el avea o mare problemă, ca colegul Andrei trebuie să fie de acord cu mine, și cumva el trebuia să fie, cum să zic eu, trebuia să gândească în acești termeni. Și atunci are loc o tentativă de apropiere de mișcarea legionară. Eu chiar am un capitol. După ce a hăcuit atâția ani. Eu am de la masacrul din toamnă la destinderea din primăvară, cred că nu mai știu dacă a rămas chiar titlul acesta de capitol, în care, cum să zic eu, de la acest masacru, între timp îl capturează, nu mai știu, prin luna mai anului 1940 pe Horia Sima, undeva încerca să trecuse granița, încerca să revină din nou clandestin în România, că el se afla la comandamentul de la Berlin despre care am mai discutat. Și practic Horia Sima ajunge de la închisoare
ajunge ministru. Da. Da, da. Deci practic ajunge ministru, ajunge inițial secretar de stat, mai apoi ministru în guvernul Gigurtu, ministru culturii. Ministrul culturii, da. Mai apoi el demisionează așa. Se termină brusc teroarea asta. Se termină brusc teroarea, da. Carol al doilea încearcă inițial să colaboreze cu un grup noveanu, bidianu, budișteanu. Era un grup mai... Și practic el încearcă să repete rețeta pe care o făcuse cu partidele politice. Și da, să negocieze cu un grup care e mai mult sau mai puțin reprezentativ. Ca să spargă și gruparea legionară cum o spărsese partidele. Așa este. Numai că n-a funcționat chiar așa, pentru că fiind o mișcare, asta explică Constantin Papanace, un alt lider al mișcării legionare, macedo-român, om al lui Codreanu, om de bază al lui Codreanu, el explică secretul ascensiunii lui Horia Sima, pentru că mișcarea legionară era o mișcare dinamică și violentă. Și Horia Sima tocmai asta reprezenta. Da, liderii aceștia prudenți și conștiincioși de la centru nu inspirau masele legionare, ci mai degrabă un terorist din ăsta așa ca Horia Sima. El de fapt era latura armată, ca să zicem așa. Da, uite, e bună analogia asta, nu Andrei. Da. Organizației. Așa este, da. Și plus că deja e radicalizată toată Europa, după cum zicea și Matei, deja începuse războiul, practic nu mai conta nimic. Așa este. Da, tind să cred că lucrurile astea ar trebui lămurite într-o discuție despre statul național legionar și rebeliunea legionară. Pentru că deja intrăm în... O singură chestie mai vreau să mai zic. Da. Nu, da. Hai să încheiem. Deci, a avut loc noi asasinate, îl omoară pe Iorga, nu? Asta în timpul statului național legionar. Se instituie... În 40. Deci, deci regele îl aduce pe Sima în guvern. Da, Sima demisionează. Demisionează. Da. Acum sigur că și Sima joacă la mai multe capete acolo, e o discuție, relația lui Sima cu Morozov și asta ar trebui lămurită. Morozov fiind șeful serviciului secret al lui Carol al doilea, da, așa este, așa deci, este. Cumva liderul mișcării extremiste este conectat la serviciile secrete românești. Și Horia Sima descrie legătura lui cu Morozov. Acum erau destul de cunoscute lucrurile astea. Da. Aveau și informatori pe acolo. Dar până să trebuie să se instaureze statul național legionar, iar pentru asta este o altă discuție în sensul în care contează cedarea Basarabiei, cedarea Transilvaniei de Nord. Se prăbușește regimul carlist. Iminenta cedarea Cadrilaterului, se prăbușește regimul carlist. 7 septembrie, da, 40. 7 septembrie, regele 40. Abdică. Carol al doilea abdică. În 5. Vine Antonescu. Antonescu venise general, deja, era numit, a fost numit prim-ministru de Carol al doilea și sigur că și Antonescu l-a... Îl împinge pe scări pe Carol și pe întreabă de ce se grăbește. Da? Și Antonescu și ia ca parteneri politici, pentru că el era un militar și considera la momentul respectiv că are nevoie de sprijinul politic al unei grupări reprezentative, da? Și ia ca parteneri pe legionari. Horia Sima ajunge vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, în timp ce Antonescu este conducător al statului și... El este un legionar sau... Nu este un legionar. Deci nu este legionar. E un concubinaj. Nu e, Antonescu nu este, deși este proclamat conducătorul mișcării, așa nu? Este, el da. Nu e... Nu este efectiv legionar și nici nu fusese până este atunci. Proclamat conducător al statului și al regimului legionar. Da, că sunt niște exprimări ambigue. Exact, acolo. Exact. El nu apare niciodată în uniformă legionară. Apare la... Mi se pare că apare la depunerea jurământului? Nu, în 6 octombrie. Se celebrează o lună de la victoria din 6 septembrie. A, și nu atunci când îți mulțimile în fața balconului? Da, și el îmbracă atunci cămașa verde. Serios? Da, da. Ok. Dar fără să fie legionar. Fără să fie legionar. Era, și nu fusese nici înainte. Nu adică fusese nu, nici nu simpatizase. Dar fusese o relație bună cu Cornelius de Leacodreanu. Fără să fie... Fără să fie legionar. Antonescu era doar antisemit. Atât. Am înțeles, deci doar antisemit. Apropo de ce zicea Cristi de Argetoianu, ce zicea față de Codreanu, și cu asta cred că putem încheia. Ar fi cam cazul să încheiem, nu? Da, nu, aș fi vrut să, deci, să încheiem cu fuga lor din țară în 44, adică să te încheiem rotund, cum s-a prăbușit definitiv toată treaba asta. Că noi, în momentul ăsta, ei sunt în culmea gloriei, în culmea puterii. Au venit la putere, au guvernul, au prefecturile, Antonescu este șeful regimului, ce se întâmplă?
Deci au tot. Acum, da, în momentul ăsta, ei pot să facă România ca o soarele sfânt de pe cer. Fac chestia asta? Da, numai că e roșu. De sânge. Așa. În niciun caz. Nu. Tot ceea ce au propovăduit ei legionarii, da, cum erau omul corect sau România corectă, da, de fapt s-a transformat în România jafului generalizat. Sub pretextul românizării economiei, iată că putem face niște așa paralele, da? Sub pretextul românizării economiei, de fapt, ce a însemnat românizarea economiei? Există chiar un legionar așa de rând care are el, îi luaseră niște oameni un interviu, da? E o carte, Țara, Legiunea, Capitanul. E bine, acest legionar spune că românizarea economiei a însemnat luarea magazinelor de la evrei și darea lor la români. Uh-huh. Da? Practic erau inclusiv formulare STAS, formulare standard, de cedarea magazinelor. Deci da, le luau de la unii și le dădeau la... Legionarii le confiscau evreilor magazine. Pe ce criteriu? Niciun criteriu. Da. Niciun criteriu. Deci era ceva arbitrar. Era o formă de răscumpărare. Dar, primul rând, suma era foarte mică și nici nu mai era plătită în cele mai multe cazuri. Mai apoi se numeau comisari de românizare în marile fabrici. Adică ce făceau ăștia? Mergeau și se asigurau că evreimea nu sabotează economia națională. Asta ar fi însemnat sigur să se saboteze pe ei înșiși. Lucrul ăsta nu, sigur că asta era un pretext și la fel era o formă de a-i jefui pe evrei. Mai apoi aveau loc tot felul de revoluții, revoluția din educație, se numeau inspectori școlari, care mergeau și acești inspectori școlari analizau plângerile depuse de către elevi, care elevii trebuiau să meargă la defilări legionare și mai apoi se plângeau că profesorul X nu mă lasă să merg la defilare, profesorul Y ar fi imoral. Și așa, pe criterii mai mult sau mai puțin arbitrare, mai degrabă mai mult, dar erau înlăturați din învățământ diversi profesori. Dar sigur că asta la nivel... De la ce nivelul pură societate. Etnice se făceau... Nici măcar nu erau pe criterii etnice, pe criterii ideologice. Ideologice. Da, mai apoi, l-au pensionat pe Nicolae Iorga, da, care era profesor. L-au pensionat pe... am eu în carte, sunt trecuți acolo, okay, mai mulți profesori. Indezirabili erau trași pe linie moartă, practic. Așa este, da. Mai apoi, fosta elită carlistă este închisă la Jilava. Asta înseamnă foști miniștri. Gheorghe Argeșanu, fost prim-ministru, Marinescu, fostul șef, tot puternicul șef al Poliției Capitalei. Împăratul, așa îi spuneau. Da. Da. Iar acolo la Jilava li se pregătea un proces, dar sigur că există un moment din acesta de nebunie colectivă, ca să zic așa, așa au susținut legionarii, în sensul în care acolo erau deshumate cadavrele celor 14 legionari asasinați, despre care noi am discutat. Cu 2 ani înainte. Cu 2 ani înainte. 2 ani înainte. Era cadavrul lui Codreanu, asasinilor lui Tuca, Nicadori și asasinilor lui Stelescu, decemvirii. Și sigur că așa au spus legionarii, că văzând cadavrele, au năvălit în închisoare și au împușcat pe cei 64 de foști deținuți. Foști demnitari. Da. Ofițeri și ce mai erau ei. Acum, sigur că și asta e din memoriile pe care le-am citit ale legionarilor, în primul rând, iar clar a fost o chestiune premeditată pentru, nu știu, Revoluția cerea sânge. Există și o carte de memorii, Erge Valdec, Atene Palas. Da, aceasta este o scriitoare americană, o jurnalistă americană care își petrece vreo jumătate de an la Atene Palas, tot aici, în București. Există, e chiar perioada aceea, de la cedarea Basarabiei până la rebeliunea legionară. Și la Atene Palas își duceau veacul de la lideri legionari, la reprezentanții ambasadelor occidentale. Deci acolo era întreaga lume bună. Și ea și spune lucrul ăsta, că revoluția în sine are nevoie de sânge. Da, și practic asta se întâmplă la Jilava, când elita carlistă este asasinată și tot atunci, deși nu se aflau încarcerați, sunt prinși fostul ministru al economiei, ministru țărănist și economist cunoscut Virgil Magiaru, cât și Nicolae Iorga, pentru acea scrisoare în care l-a acuzat
pe Codreanu de lezare a demnității sale, da? Mă rog, Gheorga și Magiaru sunt duși prin pădurile acestea de lângă București și împușcați. Și ce se întâmplă? În momentul ăsta nu se întâmplă nimic. Au loc funerariile lui Codreanu, la care participă și reprezentanții ambasadelor. De acolo avem poza. Da. De acolo este poza pe copertă. Da. Cred că asta sunt funerariile lui. Da, este. Da. Sunt lui Codreanu. Așa am găsit cel puțin. Da. Ok. Nu se întâmplă nimic în momentul de față. În schimb, atât Antonescu cât și naziștii se cam satură de oamenii aceștia instabili, da? Acum, sigur că există discuția aia, Hitler avea nevoie de liniște în România, urma operațiunea Barbarossa de invazia Uniunii Sovietice. Ordinul fusese dat deja. Deci tu aveai nevoie aici de o țară stabilă care să-ți livreze petrol, 1. Grâne, 2. Și 3, poate te și ajută în război. Să asigure spatele frontului, că ești chiar graniță cu RSS-ul. Așa este. Și din câte se pare, lucrurile se cam tranșează în favoarea lui Antonescu. Pentru că băieții aceștia care păreau să ucidă random, da, uite un termen la modă astăzi, oameni, da, nu erau foarte credibili. Chiar dacă afinitățile ideologice, mai degrabă existau afinități ideologice între legionari și NSDAP și naziști decât între Antonescu, care într-adevăr era antisemit, era și naționalist, dar care nu avea o anvergură din această ideologică. El era un bun organizator, dacă vreți. Da. Bun, ce se întâmplă? Ideea că există iarăși o vizită la Hitler în care Sima ar fi refuzat să meargă la Hitler, scrie și în memoriile lui, chiar Sima recunoaște că a refuzat, sigur că motivele din memoriile lui sunt puerile, că nu l-ar fi invitat oficial, că etc., etc. Din câte se pare, Antonescu primește o jumătate de undă verde de la Hitler să facă să fie liniște în România, izbucnește rebeliunea legionară, da? Antonescu scoate armata, îi căsăpește pe ăștia și se sparge gașca. Nici măcar nu îi căsăpește, vreo zi jumate așa, îi lasă încă în continuare să-și facă de cap. Ca să vadă toată lumea cât îi duce capul pe băieții ăștia. Dar în timpul ăsta are loc pogromul de la București, în care 124 de evrei sunt asasinați în modul cel mai barbar cu putință. Da. Și date foc case, au dat foc case, sinagogile, cartierele case, evreiești, dudești. Da, în dudești, da. Deci vânătoare, practic, vânătoare, în București. Da. După aia iese armata, au loc bătăliile, îi sparge... După amiază, într-o seară, se lămuresc lucrurile. Așa? Și ăștia fug care încotro, nu? Care încotro. Horia Sima părăsește România în port bagajul unei mașini a SS-ului, cred. Și cu a serviciului secret al SS. Și cu asta se încheie povestea. Cu asta s-a terminat povestea mișcării legionare în România. Da, mai apoi mai e acel moment după... A serviciului secret armatei. A Abwehrului, probabil. Așa este, da. Abwehrului. Uite că... SS-ul era deja secret. Da, că ai dreptate. Da. Da, cu mai e acel moment cu guvernul de la Viena. După ce România întoarce armele... În 44. Se fondează un guvern în exil la Viena. Dar e o chestie fantomă, adică nu controla nimic. Da, în care naziștii îl pun prim-ministru pe Horia Sima, aș face acolo un guvern și speră să repare câte ceva. Dar... Și mai apoi, sigur că discuția, dezbaterea continuă până inclusiv în anii 90. Există inclusiv un interviu al lui Horia Sima prin 93. El când a murit? Cred că 94, a, 95. Deci a prins și căderea comunismului. A și revenit în aproape de țară. Dar n-a intrat în țară. Nu, a rămas pe navă. Da. Practic, țara Soarelui Sfânt de pe cer s-a transformat într-o distopie. Deci utopia promisă nu a putut decât să fie o distopie. Și au promis 20 de ani, au omorât oameni în numele dreptății. Să fac așa o foarte scurtă... În numele acestei țări sfinte de pe cer și în final când au ajuns la putere...
A fost o nenorocire. Da. Acum sigur că ei se justifică spunând că uite că acest Carol al doilea, regele ucigaș, ne-a ucis elita legionară și noi n-am mai avut cadre suficient de bune. Eu nu pot să subscriu la un astfel de argument. Am înțeles. Bun, legionarii după aia au intrat și în Partidul Comunist, unii dintre ei, alții au murit pe la canal, alții... Capitane, nu fi trist. Garda merge înainte prin Partidul Comunist. Hai că tot vreau să zic ceva și Musa trebuie să zic chestia asta, fiindcă e mult prea tare. Două ore și jumătate. Tot vorbeam de Pargetoianu și tocmai a început să Cristi să zică. Fizicește, Corneliu Zelea Codreanu e un făt frumos îmbrăcat în țoale de legendă. Moralmente, un complex de calități și de defecte simpatice. Intelectualmente, un slăbănog subalimentat. Asta e Argetoianu. Da. Stilul lui bine de... Da, e simpatic, nu știu cât de simpatic putea să fie. Da. Pentru asta era. Ok. Prieteni, vă mulțumim. În seara asta o dăm, închidem repede, că se fac acum 2 ore și jumătate. Mulțumim dacă ați avut răbdare să stați să vă uitați la noi cum... Discutăm despre ascensiunea și prăbușirea mișcării legionare și a lui Corneliu Zelea Codreanu. Ne vedem data viitoare. O seară bună!